Bună ziua, dragi telespectatori, prietenii noștri dragi care ne urmăriți în așa număr mare. Iată, dragii mei, în prag de sărbătoare vom intra în casele dumneavoastră de pe Valea Someșului și avem interpreți care împodobesc grădina folclorului. Vom intra în casele dumneavoastră de la pensiunea regală din zona Coldău. Mulțumesc gazdelor pentru primire și găzduire. Iată, dragii mei, vom intra în casele dumneavoastră de această dată cu un colind frumos, pentru că suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun. Așa, după cum știm că Domnul Iisus Hristos vine în casele noastre și ne aduce bucurie cu această sărbătoare, pentru că, iată, preferă să se pogoare din cerul sfânt, să trăiască în sărăcie, să se nască în sărăcie și să ne aducă nouă tuturor creștinilor mântuire. Pentru această mare sărbătoare am o interpretă frumoasă, foarte, foarte talentată, care cu siguranță o știți că a mai fost în emisiunea noastră și de această dată ne deschide ușa cu un colind, deschide ușa creștine, așa cum se spune peste tot la creștinii noștri. Patricia ne-a pregătit două colinde, este o interpretă foarte harnică. Iată, a pășit pe acest drum al cântecului încă de micuță și păstrează această dragoste de cântec prin autenticitate și perseverență. Este o interpretă care, într-adevăr, iubește această zonă de folclor și face mândrie țării noastre. Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! V-am venit astăzi cu două colinde să întâmpinăm sărbătoarea Crăciunului. Așa, colinde, bineînțeles. Cum face tot creștinul. Exact. Trebuie să ne bucurăm pentru că Domnul Iisus a și jertfit pentru noi, ca nouă să ne fie bine, ca noi să fim unde suntem astăzi. Iată, parcă ne mișcă sufletele când știm că un pruncușor din cer se pogoară să se nască într-o iescle sărăcăcioasă. Iată, nu beneficiază de scutece cum au astăzi copilașii noștri, ci este încălzit de animalele ce erau în peșteră. Cât este de dureros ca un împărat al slavei să aibă un asemenea lăcaș. Într-adevăr, a suportat destul de multe și asta doar ca nouă să ne fie bine și noi să fim. Și din păcate, noi suntem din ce în ce mai răi unii cu alții. Bravo! Iată, este tânără Patricia noastră, are câți ani? 17 ani și totuși are o minte atât de matură. Și se vede că are cunoștințe despre viața Domnului Iisus Hristos și despre Sfânta Scriptură, că așa ar trebui să avem tot românul în această seară sfântă, ar trebui ca fiecare casă să fie împodobită de Sfânta Scriptură. Patricia, dragă, tu ai atâtea activități. Pe lângă școală fac și cursul de canto la Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. M-am înscris și la cursul de dansuri populare. Deci faci și dansuri. Fac și dansuri. Bravo. Populare. M-am înscris și la un voluntariat, la un serviciu de ambulanță privat din Cluj-Napoca. Bravo, bravo! Felicitări! Fac destul de multe și totuși am timp pentru toate și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și în primul rând trebuie să-i mulțumim pentru că avem sănătate, că dacă nu suntem sănătoși. Iată, tot acest scump copilaș care se naște în ieslea Betleemului te ajută să faci și față la toate activitățile. Sigur. Îți propun să colindăm o colindă frumoasă, să le aducem un gram de fericire telespectatorilor și să le spunem prin colindul tău să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos. Și să-L primească așa cum se cuvine. Așa. Te poftim să ne încânți. Sărbătoare, să pornim.
Îți mulțumesc, Patricia. Așa cum am spus că îți place ceea ce faci și ne-ai colindat o colindă atât de superbă, care chiar nu am ascultat până acum. Iată, dacă toți suntem în preajma sărbătorilor, eu vreau, din prețuirea ce am față de tine, să îți dăruiesc o carte, Stropi de credință, din Dar Dumnezeiesc. Să o arătăm telespectatorilor noștri. Și sper ca aceste versuri care le-am scris cu atâta dragoste să îți acapareze inima și sufletul tău, să iubești tot ce am scris aici, pentru că am scris din dragoste de Dumnezeu și din dragoste de tot ce a creat bunul Dumnezeu pe acest pământ. Te rog, primește în dar această carte frumoasă și să-ți aducă multe foloase și bunul Dumnezeu să reverse asupra ta și asupra familiei tale multe, multe daruri cerești. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez că scrieți cărți despre Dumnezeu mai ales. Și deși nu avem ceva concret ca să, nu, să-L vedem sau să îl auzim, totuși consider că trebuie să-L simțim și da, să credem. Da, asta este. Nu-L vedem din cauza că suntem păcătoși, că altfel L-am vedea. Dar dacă îl simțim, este foarte bine. Aici am scris din viețile sfinților. Avem exemple pe acești sfinți care l-au iubit atât de mult pe Iisus Hristos până când s-au jertfit și au dat chiar viața pentru a salva și a scoate în evidență credința noastră creștină ortodoxă. Ce exemplu mai bun de iubire de Dumnezeu, dacă nu ca acești sfinți care și-au dat viața pentru Hristos? Eu îți mulțumesc din suflet, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ai sărbători binecuvântate. Vă mulțumesc și sănătate și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor, sărbători binecuvântate, cu pace, liniște și, bineînțeles, alături de cei dragi lor. Așa vă spun și eu, dragii mei, să aveți multe, multe daruri cerești în această mare sărbătoare. Patricia, dragă, haide să închinăm cu telespectatorii noștri numai de bine.